prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi, fiind duminică, ne-am gândit să mergem aici, aproape de casa noastră, să vedem dacă s-au făcut ciupercile. Suntem în satul Râmești, din orașul Horezu, și știm noi așa o pădure în care se fac de obicei ciuperci. Unde am mai găsit cu ani în urmă. Să vedem dacă s-au și făcut. Și e plin de ei, dar spăsul frunze. Mai văzut unul și aici? Da. Ăștia s-au făcut un pic oriței de la ploaie. Dar merg. Da, mai sunt și buni, mai sunt și trecuți. Nebuni. Luăm și cu codiță, că e bună și asta. Da. Umplem borcanul și cu codiță. E plin, o tabără. E solidificat, i-a vezi? Că am mai găsit 1, 2, 3. Are coajă, nu știu. Scoarță, adevărat. Parcă n-am mai văzut chiar așa. Da, și cel de lângă el e la fel. Ia uite, și o să luăm de aici, de lângă mine. Mesteacăn. Da, un mesteacăn înalt. Pe ăsta nici nu mai văzusem. 3. Frumos. Da, chiar așa trebuie să arate. Da. Mai avem aici unul, dar ăsta e mai golbejit. Chiar mai 2. Mai unul mic, da. Mai în față unul. Da. Aici unul. Și ar mai fi da, ăla, dar ăla, ăla cred că e dus. Da, ăștia fi cam amândoi sunt buni. Și cu ăsta, o să vedem. Merge, cred că merge. Pare în regulă. Vedem și pe ăsta. Nu asta e, e mâncat. Nu e bun. E mâncat de vreme.
10. Și de aia nu s-au făcut? Am regăsit unul frumos aici și acesta ar părea să fie ghebe, dar nu știu, nu le cunosc. Nu sunt sigură că-s ghebe, deci nu le luăm. O albină dulgher, cea mai mare specie de albină din Europa, își face cuibul în lemn, în general în lemn uscat. Nu trăiește în colonii și nu este agresivă. Își va folosi acul doar dacă va fi atacată. Cimbrișor, da. Ăsta e bun de ceai. Cred că și pentru mâncăruri. Și coada șoricelului. Am ajuns la finalul acestui clip. Am găsit bureț cam pentru a umple 4 borcane de 800 de grame. Am admirat floricele și chiar o albină neagră uriașă. Până data viitoare, zâmbiți și bucurați-vă de orice moment. Toate cele bune! La revedere!